Eu am fost contaminat de maestru, pentru că în toamna lui 88, vara spre toamna lui 88, s-a întâmplat să mă mut într-o locuință în care pusese și Iusul cândva. Și imediat s-a întâmplat în februarie de 89, debut Luceafărul editorial, nu știu ce, cu poezie. Am zis, dacă s-a întâmplat, cum să debutez eu acum? Ni tam, ni sam. Și atunci mi-am dat seama că s-a produs o contaminare, locul păstra poezia acolo și i-am spus asta și a recunoscut. Deci, da, așa trebuie să fi fost, altfel nicio. Să vă spun ce mi-aduc eu aminte, că despre, vorbim despre meșter aici, am vorbit multe, nu o să vorbim niciodată despre. Am să vă evoc o întâmplare, așa mai neașteptată în acest context, o să vi se pară, dar o să vedeți în legătura, de la notara. Trebuie să vin de luața prin 68, eram noi toate nenăscuți atunci, așa, 67 sau 68. Unii. Eram toți nenea. Nu, ne-am născut în literatură așa, total. Adică nu dădusem buzna. Nu țipasem. Și apare în Hamlet, în Macbeth, rol principal, în Macbeth, apare deodată în fața spectatorilor Cotescu, cu spada plină de sânge, venind de pe câmp și începe. Un moment, sigur, dramatic, nu numai pentru că era la teatru, dar Cotescu, care se pregătise luni de zile, o sârbie, pentru acel foarte important rol în cariera lui Macbeth, că nu e ușor deloc. E unul din rolurile test. Da, King Lear, Macbeth, Richard III, astea sunt chestii așteptate. Dar am vrut mai vorbim. Și apare. Și sala, după un moment de surpriză, au niște voci. Zice, uite-l, bă! Tanța și cu stel! Toată lumea a început să râdă în sală. Eu uit după Costică, Nea Costică, e Tanța și cu stel, bă, aici. Toată lumea a izbucnit în râs, a ales praful de tragedie de Macbeth. S-a mutat tot spectacolul în stat. Și Fănuș, când îi evocă treaba asta, îi zice, îi spune lui Băieșu. Zice, tu poți să și, tu și dacă scrie Hamlet, poți să scrii și Hamlet acum, bă, zice, degeaba. Zice, tu cu aia mor de gând. Tu rămâi cu Tanța și Costel, în gară la Petre. Apropo de gară, râdeam acum, Petre, nu de ce spuneai, râdeam de minutele care te treceau așa ca niște fiori de rălțăiai acolo și râdeam, zic, măi, doamne, acceleratul din gară la Ciurnița, m-a corectat, Nicolae, dar am putea și ca la Mizin. Acolo era un minut, eu ziceam, trei ți-au fost acordate, te întrebi, cum să stea sonarul 3 minute în gară? Asta n-am mai văzut-o. Dar ai stat. Am trecut în o epocă a vitezei. Asta, aici vreau să leg de eponimul ăsta care rămâne. Poetul iubirii. Păi, așa o să rămână. Poeta al iubirii. Acum, hai să ne gândim puțin și cum e cu... că eponime am mai avut, nu? Poetul Țărănimii Coșbuc, poetul Paselor Alexandrii, poetul Nopților Macedonii. Deci știm toți după eponim, așa sunt câțiva care nu mai au nevoie de nume. Au deja eponim. Și rămâne poetul iubirii. Am mai fost și poetul Pădurii, nu? Dacă nu... Așa. Dar sigur, iubirea întrece Delte, tot. Delta Mărășaru. Da, era, eu zic, Leviatanul din... Leviatanul Brăit. Așa. Mulți au fost poeți ai iubirii. O să vină cineva să ne corecteze cu istoria literaturii și să ne spună, dom'le, nu mai lăsați singularitățile astea, că vă spunem noi că sunt mai mulți. Mai mulți s-au ocupat cu domeniul ăsta. Așa.
și Bruma zice că și el i-a iubit. Dom'le, e, dar știi cum e, cazul Radu Cărnici, cazul Radu Cărnici, mai interior. El a fost, ca să zic așa, în răspăr din aproape toate punctele de vedere posibile cu ceea ce se, cu abordările care se făceau în sonet, nu mai spun, asta este un caz extrem. Aici a dat gata, aici a fost surpriza totală, ne-a demonstrat că până chiar și în sonet se poate face frondă. În răspăr cu ceea ce se cultiva în iubirea, în lirica. Și vă dau câteva exemple. În primul rând că era foarte proteic. Pentru că și pe față, cu cățile pe față, spune domne, da, am mai publicat eu în edițiile cu tare. Zice, dar uite, între timp, poemele alea au suferit niște, au evoluat. Nu au stat pe loc. Și atunci trebuie să țin eu pasul cu ele. Mi-a explicat asta, era ceva foarte interesant. Așa ceva știam doar despre un barb. Da. Cu versiuni pe față, așa. Eminescu indecis la... Bine, aici n-avem, n-o să mai aflăm niciodată cu ediția Soce, cum au stat lucrurile alea, patru versiuni câte s-a acolo, da? Mai am. Adică, acolo o fi fost o 14. Și ce a făcut alegerea... Restul, adică noi nu o să mai știm niciodată ce ar fi ales Eminescu în ele. Poate niciuna ar fi ales. Poate referi cu a 15-a, a 50-a. Nici nu trebuie. Deci, astea sunt într-o perpetuă transformare. Opera care trăiește în tocmai ca și autorul. Nu stă pe loc, nu este pietrificată definitiv, niciodată noi se vedem o semintele rămase pe undeva. În al doilea rând că avea o abordare, cum să vă spun, cu totul și cu totul neașteptată în poezia fixă a iubirii. Un meșter indiscutabil, nu numai în sonet, care e maximul posibil, da, în forma fixă, maximul de pretenții. Dar, în genere, trebuie să recunoaștem acest lucru. Și tocmai acel meșter vine și ne demonstrează că poate să facă sonet, cum i-am zis eu, cu versal. De fapt, e mai mult decât un sonet. Eu aș zice că este un sonet a la în manieră, hai să zicem, Friedensreich Hundertwasser, să zicem. Lichid, policrom și cu linii neașteptate care n-au ce căuta în sonet. Și care totuși fac sonetul să reziste și dau un nou motor pe care nimeni nu l-a folosit niciodată. Inclusiv acele strofe, aduceți-vă aminte de strofele puse în paranteze. Lucru nemai văzut. Să ai mijlocul sonetului băgat în paranteză este un act de foarte mare curaj și mare îndrăzneală. Pentru că parantezele înseamnă că te poți, că ai putea eventual dispensa de acel lucru. Cu alte cuvinte, faci sonetul și mai reductiv de-a ta. Este ceva absolut unic. Ne-a demonstrat că se poate. Și tot sonet este. În fine, au fost, din punct de vedere al artelor poetice, avea o predilecție extraordinară pentru sinestezie. Extraordinară. Păi nu s-a mai văzut după la simboliști. Hai sincer să fim, nu? Adică astea sunt niște chestii și nici neosimbolismul azi nu mai poate să facă chiar asemenea performanță. Și totuși o făcea. Era extra, inclusiv portete osmice, care m-au uimit. Nu îți faci portetul cuiva din miros. Din aromă. Este ceva senzațional. Nu? Asta trebuie să fie un buldog. Un buldog al poeziei, da. Un buldog al poeziei. Sunt, cum să vă spun, absolut impresionat că s-a întâmplat această coincidență. Nu eu am fost domnul Nicoroșu. Așa a fost să fie, cum a zice domnul Bălean. Așa a fost să fie, adică s-a întâmplat
ca în ziua Pegasului, deci de ziua de cenaclu, să fie aniversare Radu Cărniu. Și asta mi se pare ceva senzațional. De ce? Pentru că n-am mai ținut cenaclul ăsta, am uitat și eu de când au intervenit tot felul de, așa, de împiedicări. Și iată, astăzi, lumea venită, așa cum ar fi venit, sunt sigur, și a venit de acasă, însuși maestru a fost aici prezent și a binecuvântat această adunare. Ce să vă zic, să îl mângâie și să îl veselească Dumnezeu.